distracție plăcută, fetelor! Bună dimineața! O nouă zi, o nouă călătorie! Plecăm la munte! Dar prima oprire va fi la farmacie! Pa! Pa! Eu nu mă simt prea bine, mă doare foarte tare în gât, am gâtul roșu. Și a avut și frison, am sunat doctorița, mi-a recomandat ce să iau și merg la farmacie. Salut! Și după farmacie mergem să plătim colțarul pentru casă. Da? Mergem? Da, mergem. Sperăm să-l mai găsim, să nu-l fi luat alții. Vedem, cum e norocul. Așa e. Să mergem! A fost la farmacie și după prescripția medicului i-am luat mare antibiotic. Faringosept, nu m-am putut hotărâ și am luat 3 forme de faringosept, paracetamol, spray de dat în gât și picături pentru nas. Toate astea, plecăm la drum! Doamne ajută să avem o vacanță frumoasă! Și dacă tot plecăm la drum, să plecăm cu mașina curată, zic! Eu mă bag în mașină, ia priviți-mă cum sunt! Aici este super cald la Bacău! Fetele, ce fac acolo? Se uită la... La ce vă uitați, Bria, arată-mi? Halloween-ul! La noi? Da. Mi s-a părut că vă uitați la Melimi. Da, schimbam Bria acum. Mara, te simți mai bine? Da. Și ia uite ce face tati. Și gata! Pornim la drum! Este? Da. Este canapeaua. Este canapeaua. Ia, a little later. Vor și fetele să vadă canapeaua, sper să le placă! Haide! Și le pot arăta în sfârșit și paturile, patul mare și patul nostru. Asta? Nu. Hai să vedem dacă ieșiți. Asta? Nu. Asta? Asta. Nu e cea mai frumoasă? Ce urâtă e. Mara, cum e? Îți place? Da, îmi place. Super. Merge. Și? Ăsta e patul tău, Mara. Ăsta e patul meu. Asta e al marei. E foarte moale. E moale, e roz. Unde o să stai tu cu noi până vei crește și vei sta cu Teo. De ce e roz? N-ai zis că vrei roz? Trebuie crem. Nu, crem e al nostru. E al nostru. Tata voia așa, că n-a pe asta. Ce părere aveți? Eu pe asta o voiam. Tata voia că n-a pe asta. Da, place. Era frumoasă? În loc de verde? Și cu scaunele? Nu, eu o vroiam. Hai, Teo. Asta o vroiam. Da. Pe care o voiai tu? Pe asta. Ah, am înțeles. E frumoasă aia, că e asta. Da, este. Mergem? A, și ai văzut noptierele tale, Mara? Astea sunt noptierele noastre. Poc. Și ai văzut noptierile tale? Nu. Nu te-ai moale, e moale. E moale. Ia, poc. E moale. Bran. Condu. Hai acum emoții să vedem în cât timp. Trrr, se încarcă. 3 ore și jumătate. Mamă, ajungem pe noapte. Asta e? Să-i dăm drumul. Primul popas la Kyrto Școlat! Hai! În zona asta se vorbește mai mult maghiara. Bună ziua! Ne dați un Kyrtoș? Mulțumim! La revedere! Fetele, cine mănâncă? Eu! Tu nu mănânci? Eu! Ce bun e! Putem mânca și pe drum. Hai, să mergem! Am terminat și Kyrtoșul, mai e un pic. Uite, nu ne bagă în Râșnov, ne scoate. Drumul ăsta e în lucru de când tot ne plimbăm noi în fiecare an de Halloween la Bran și la Râșnov. Am mers tot drumul cu soarele în față și în sfârșit s-a ascuns după munți. Ia primiți. Hii, am ajuns! Jos, fetele! Hai, Briana, hai! Hai, Măruță, hai! Jos! Hopa! Luăm o gentuță. Priviți cu câte bagaje umblăm noi. Da, da. Să ne căzăm! Yay! Yeah! Am mai mers aici! Atunci când eram eu mică, când aveam 4 ani. Ce am găsit?
camera 119. Hai, Teo, hai! Hai, Teo, hai! Hai, Teo, hai! La capăt! Exact ca anul trecut. Nu? Avem? Anul acesta avem balcon. Tare. Da, e frumos. Și unde dorm? Mai cum să ne cam înghesuim. Vedem noi, ne descurcăm. Ai zis că dorm un pătuț. Unde e pătuțul? Da, trebuie să cerem un pătuț de bebeluși. Noi cubrim pat, Mara în patul suplimentar, de o pătuț. Să facem și room tour. Uite ca acasă e! Avem televizor și am zis ca acasă. Ia uite, ca acasă. Fetele se vor descurca la butonat. Bun, ce mai avem? Un balcon. Cutulii, măsuță, balcon. Nu mai suntem la ultimul etaj, acolo unde se auzea vâjul acum 2 ani. Se auzeau fantome, vâj, vâj și ghiciți ce? A fost și cu tremur. Deci a fost maxim. Asta acum 2 ani. Asta acum 2 ani, în ultima noastră experiență aici, dar ne-a plăcut, așa că am revenit. Hai să vedem priveliște, hai tati să ieșim. Și aceasta este priveliștea noastră către munte. Pe partea asta suntem fix în față deasupra recepției. Fix deasupra recepției. Nu cred, ori s-a mutat dacă bocănim. Super duper, hai să intrăm, că e cam friguț. Avem un șifonier cu halate de baie, încălțări, fierbător pentru apă. Wow, ce tari sunt! Vă plac? Cu mâna! Super! Ia uitați, vă știți că se pot și voi puteți face. Avem baie prevăzută cu cadă, toaleta, avea sigiliul. Sigiliul, dar Diana trage. Eu zic să mergem să aducem bagajul și după să stăm la masă. Hai să aducem, că avem mult de cărat. Și pentru că fetele au fost foarte fascinate de lebede, haideți să vă arăt și vouă cum se fac. Am luat prosopul de aici, de pe patul suplimentar al Marei. Mara, fă-mi loc aici ca să arăt mai bine cum se face. Întindem prosopul. Aici avem jumătatea, da? Ne apucăm din colțul ăsta, să rulăm spre margine. Uite așa, fix așa, da? Până aici. Acum și din partea aceasta. Până ajungem la jumătate, întoarcem pe partea aceasta. Aici putem vârful să-l dăm peste cap. Facem forma literei 2 sau a lebedei. Și tadam! Acum avem 3 lebede. Foarte interesant, acum este în șapte. Știi ce a zis tata? Că după ce aducem bagajele, mergem la pe cină! Întâi la masă, ne întâi mâncăm și pe urmă la piscină. Distracția! Ne-am așezat la masă. Stai, fetele au ales masa asta pentru că au desene animate. Și eu uitați cum poate să stia. Poftă bună! A few moments later. Am stat la masă, fetele au venit înainte să se schimbe și au făcut dezastru. Cum e, Teo? Cima, tati, trebuie să-mi umple. Colacul. Măruța! Briana e gata de piscină! Haideți! Nu sunteți gata complet, trebuie să vă puneți pe voi prosoapele. Am uitat. Hai! Pa, mami, te iubesc! Da, să vă distrați! Wow! Haideți! Îți place, Mara? Wow! E super! Cum e, Teo? E rece! E rece? E caldă? E mai caldă! Bravo! Pa, pa! Distracție plăcută, fetelor!